Asociația Forța Fermierilor îl invită pe Comisarul European pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, să facă o vizită în țara noastră, pentru a vedea în ce mod afectează cerealele din Ucraina piața românească. Fermierii români precizează că existența coridoarelor de transport pentru cereale și plante oleaginoase este extrem de importantă în contextul războiului din Ucraina, însă susțin că nu a fost vorba niciodată ca aceste produse agricole să rămână în țara noastră. Reprezentanții AFF subliniază că 60% din produsele agricole ucrainene au trecut prin România, iar fermierii din țara noastră au fost în prima linie a acordării de sprijin pentru vecinii din Ucraina. Producătorii agricole au mers la Bruxelles pentru a explica situația în care se află și a cere mai mult sprijin. România a fost de acord cu Uniunea Europeană să facă tranzitul prin România, dar doar pe un singur culoar și nu să facă, adică doar tranzitarea, nu și comercializarea în România, pentru că asta nu ne-a adus foarte multe prejudicii, adică dă preț, că prețul a scăzut foarte mult. Și reprezentanții Clubului Fermierilor Români propun forurilor europene și reprezentanților României la Bruxelles un plan de acțiuni imediate și pe termen mediu pentru compensarea pierderilor de până acum. Astfel, spun ei, s-ar evita slăbirea poziției României de exportator pe piața cerealelor la nivel global.